O card de COVID-19 la un centru de dializă. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei, focar de COVID-19 la un centru de dializă, unde au fost diagnosticați 8 pacienți, dintre care 3 au mai trecut prin boală. Probleme sunt și la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, unde 2 profesori au fost depistați cu noul coronavirus. Tribunalul Suceava a anulat în parte hotărârea Senatului Universității Ștefan cel Mare, care îi obligă pe studenți să prezinte dovada vaccinării sau rezultatul unui test PCR negativ la cazarea în cămine. Iar pentru începutul noului an școlar, specialiștii ne îndrumă cum să alegem rechizitele, dar și florile pentru învățătoare sau dirigintă. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. A apărut un nou focar de COVID-19. De această dată este afectat un centru de dializă din municipiul Suceava. Au fost diagnosticați 8 pacienți, dintre care 3 au mai trecut prin boală. Probleme sunt și la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți, unde 2 profesori au fost depistați cu noul coronavirus. Din precauție, conducerea școlii a decis să organizeze diferențiat festivitatea de deschidere anului școlar. Este focar de COVID-19 la centrul de dializă Fresenius din municipiul Suceava. 8 persoane s-au infectat, dintre care 3 au mai trecut prin boală. Niciunul dintre pacienți nu era vaccinat împotriva SARS-CoV-2. Probleme sunt și la Colegiul Eudoxiu Hurmuzachi din Rădăuți. Directorul Adrian Nicolae Puiu a declarat că a cerut Direcției de Sănătate Publică Suceava să facă o anchetă epidemiologică după ce 2 profesori ai școlii au fost depistați cu COVID-19. Ancheta a fost programată pentru vineri 10 septembrie, iar în funcție de rezultatul acesteia, Consiliul de Administrație al școlii va decide cum se va desfășura prima săptămână a noului an școlar, mai exact dacă orele vor fi online sau față în față. Cât privește festivitatea de deschidere a noului an școlar, care ar trebui să aibă loc pe 13 septembrie, din precauție, conducerea colegiului a propus să se facă diferențiat, adică clasele a 10-a, a 11-a și a 12-a să se întâlnească online, iar clasele a 9-a și a 5-a fizic în clasă doar cu diriginții pentru a se evita aglomerația. Luni pe 13 septembrie începe școala, iar părinții sunt de ceva vreme în febra cumpărăturilor pentru acest eveniment important. Cum timpul înseamnă bani și mulți stau prost la ambele capitole, am mers într-o librărie să aflăm, pentru cei interesați, care este necesarul minim de rechizite și cam cât costă un ghiozdan echipat în varianta de bază. Ne-am interesat în special pentru cei care au de pregătit pentru prima dată ghiozdanul, adică pentru un elev de clasă pregătitoare. Suntem într-o librărie care e deja foarte plină, mai puțin și începe școala. Părinții au ieșit la cumpărături, suntem și noi aici la cumpărături. De fapt, facem o simulare pentru a vedea cam ce trebuie să fie într-un ghiozdănel, un pachet de bază și cam cât ne costă. Am venit într-o librărie care îi ajută pe părinți să pregătească ghiozdănelul de ceva timp. Au așadar doamnele de aici ceva experiență și știu ce trebuie să conțină ghiozdănelul. Ne-am gândit să le dăm o mână de ajutor părinților care au copii pentru prima dată la școală, clasa pregătitoare. Doamna Mihaela, ghiozdan, în care cam ce ar trebui să punem? Principal să spunem un penar echipat cu creioane colorate, carioci, creion. La pregătitoare nu folosesc deocamdată majoritatea stiloul. Caiet cu foaie velină, un caiet de pătrățele, cu pătrățele, pardon, de gen matematică, un bloc de desen, mă gândesc. Acuarele. Acuarele, pensoane și ce mai trebuie adecvat pe lângă, deci paharelul ăla pentru apă și... Găsim aici în librărie niște liste. O listă de ani de zile făcută și marea majoritate o cam respectă, să spunem așa. Na, încercăm. Mai o carte de povești, zicem noi câteodată, mai recomandăm asta în funcție și de ce hotărăsc doamnele. Ce mai fac? Un pix. Cam asta la clasa pregătitoare. Nu sunt foarte multe produse. O foarfecă specială pentru copii. Hârtie, cartoane colorate, cred, mai cam aici, zicem, nu știu, mai mult.
Cam cât ar costa un ghiozdănel cu aceste produse de bază în medie? În medie, să zicem că plecăm undeva la un 250-270 maximum, dacă mai... Noi mai avem și reduceri la ghiozdane pe nare, stilouri, acum fiecare, știți, în funcție de ce se alege și na, poate urca mai mult, că mai sunt ghiozdanele cu licențe foarte frumoase și tentante și atunci... Pe toate gusturile, da, pe toate buzunarele, da, dar un pachet de bază, a zis, undeva la 200... Să zicem așa, cu... poți fi și mai puțin, depinde, știți, mai ales dacă nu chiar... să zicem, da, așa, un maxim... Da. La care se va adăuga, desigur, ce va mai cere doamna la fiecare clasă în parte. Caietele speciale, fiecare, cum hotărăsc, eu știu, nu știu ce să vă zic aici. Dar pentru prima zi la școală, cam asta ar trebui în ghiozdăne. Da. Va fi și echipamentul sportiv, asta, da, pe care nu-l găsesc într-o librărie, dar ideea este că pentru prima zi la școală au nevoie de aceste lucruri, nici foarte multe, dar nici foarte puține. Au nevoie de ceva timp și de ceva răbdare. Într-o mare găsesc în librărie. Da, într-o mare, cât de cât putem, așa că... Deci nu e o problemă, arătăm că spațiul este mic, marfa înghesuită, știu, sunt multe. Emoțiile sunt mari. Hai, pentru toată lumea și noi avem emoții. Și pentru ei și pentru ai noștri și atunci... Ok, noi să începem să facem așa un mic ghiozdănel, luăm un ghiozdănel de undeva, punem câteva rechizite și la sfârșit facem și un calcul, să vedem... Poate cu ce ați spus. Da. Una peste alta, vă mulțumesc foarte mult, doamna Mihaela, rămâneți cu ochii pe noi, fiți atenți ce cumpărați, multă atenție, multă răbdare și pentru cei mici, dar și pentru cei mari, mult succes la școală! Atunci când îți dorești să marchezi într-un mod special prima zi de școală a celor mici, să impresionezi sau să faci un gest plin de recunoștință pentru cei care le vor îndruma pașii, florile sunt cele care te vor scoate din impas. Important este să fie proaspete și combinate de floriști care să le cunoască simbolistica și semnificația, astfel încât gestul tău să fie cu adevărat apreciat. Acum, florăriile care se respectă sunt întoi cu aprovizionarea pentru prima zi de școală. Pentru telespectatorii noștri care vor să ofere flori cu adevărat deosebite, floriștii ne-au făcut nu una, ci două propuneri în ton cu sezonul și cu evenimentul. În timp, garoafa roșie cu care copiii mergeau în prima zi de școală s-a transformat într-un buchet, iar mai nou în aranjamente, chiar cu tematică inspirată atât de anotimp cât și de ocazie. Există deja o tendință de a te face remarcat încă din prima zi anului școlar prin cadoul oferit învățătoarei sau dirigintei. Cum toamna este anotimpul care domină acest eveniment, putem împleti florile de sezon într-un buchet sau aranjament floral cu mesaj, ca să nu fiți surprinși într-o competiție buchetelor florale tot mai bogate, mai colorate și mai parfumate, floriștii ne-au venit în ajutor. Cromatica de toamnă, pastelul toamnate, cum îl definesc eu, păi merge în nuanțele de roz prăfuit, mov, maro. Bine, culorile pot fi asortate ușor, dacă se respectă un ton sur ton la compoziția fiecărui aranjament. Sunt culorile mele preferate. Așa. Și, într-adevăr, le folosim în mod special toamna, când găsim această paletă din abundență peste tot în angurile de unde achiziționăm flori și în natură, că mai mergem și la cules să completăm. Da, să reușim să păstrăm un preț ok pentru clienții noștri, pentru că întotdeauna în perioada deschiderea anului școlar sau a unor evenimente, prețul florilor crește foarte mult. În depozite. În depozite, da. Clar și la furnizor și peste tot, și la producător. Și atunci am zis să fie clientul mulțumit, mergem la cules, cumpărăm, să păstrăm aceeași calitate a aranjamentului. Spunând o poveste, cu fiecare gest frumos pe care îl facem, oferind flori deosebite în ton cu însemnătatea evenimentului, te vei remarca încă din prima zi. Buchetele și aranjamentele rămân în amintirea celui care le primește, dacă sunt lucrate atent cu flori unice, cu parfum discret. Folosim flori deosebite pentru că numai așa reușim să facem buchete deosebite. Dacă vom folosi celelalte, nu ne băgăm în mulțime. Despre ce e vorba? E vorba de crizantemă, dar care este un alt soi, sedum, o plantă din familia suculentelor,
Hortensia, pe care o cunoaște toată lumea, doar că ne preferăm nuanțele astea roz prăfuit. Eucalipt. Eucalipt în două variante. Eucalipt berry, care e mai mult frunze și bobițe, și niște, și un eucalipt cu floare. Wax flower sau camelaucium, o floare care miroase, are și un parfum de lămâiță. Și frunza de stejar, care pune acea amprentă de toamnă cam în toate buchetele și în toate aranjamentele. Ce avem aici? Avem vanda, care este o specie de orhidee, pe care o folosim destul de des, pentru că e mai deosebită și aduce așa o pată mai prețioasă, o culoare mai deosebită. Trandafirii, care sunt în nuanțele toamnei, da? Apoi protea, leucospermum, o floare exotică, și gladiola, lucrată în așa fel încât să aducă culoare, eucalipt, stejar, hortensie, se găsesc toate. Știm că fiecare părinte vrea ce e mai generos pentru cel mic, dar ziua e lungă și solicitantă pentru copil, așa că este important să aveți în vedere câteva sugestii. Țineți cont ca statura copiilor și buchetele sau aranjamentele florale să fie în acord, iar dacă optați pentru buchete, alegeți flori rezistente. Iar pentru a vă asigura că veți avea aranjamentul dorit la timp și că evitați aglomerația din florării de luni dimineață, faceți precomandă. Cei grăbiți prefer buchetele, se realizează un pic mai repede decât un aranjament unde ai montajul buretelui, alegerea cutiei și tot ce e vasului. Așa că fiecare în funcție de timpul care îl are, cred. Da. Sunteți pregătiți așadar pentru începutul de an școlar cu tot felul de flori exotice și cu sufletul pe care îl puneți în fiecare buchet. Exact, da. Păi de aici pleacă. De aici pleacă și asta se simte și clienții noștri vin și sunt mulțumiți și le mulțumim și așteptăm. Tribunalul Suceava a anulat în parte hotărârea Senatului Universității Ștefan cel Mare, care îi obligă pe studenți să prezinte dovada vaccinării sau rezultatul unui test PCR negativ la cazarea în cămine. Decizia magistraților nu este definitivă, iar conducerea instituției academice a anunțat deja că va face recurs. Universitatea Suceavană a fost dată în judecată de un student. Instanța de fond a anulat în parte hotărârea Senatului Universității Ștefan cel Mare din Suceava, care reglementează modul în care se pot caza studenții în căminele studențești în contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit deciziei, sunt primiți în cămine studenții trecuți prin boală, cei care fac dovada vaccinării sau cei care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR. Tribunalul Suceava a anulat două dintre cele trei condiții. Mai exact, prezentarea certificatului de vaccinare și obligativitatea testării PCR. A rămas valabil doar punctul C al articolului 2 din hotărârea Senatului, care îi permite studentului să se cazeze în baza adeverinței de la medicul de familie, care atestă că a trecut prin boală. Decizia magistratului Tribunalului Suceava nu este definitivă și îl vizează doar pe studentul care a dat în judecată Universitatea Ștefan cel Mare. În momentul de față, această decizie nu ne afectează, deoarece ce este o decizie a instanței de fond pe care noi vom ataca cu recurs în momentul în care se suspendă toate deciziile acestei instanțe. În același timp, trebuie să remarc că, din păcate, constat din prezentarea extrem de succintă de pe portalul justiției a deciziei judecătorului sau judecătoarei, că studentul mai degrabă a pierdut din dreptul decât a câștigat. Având în vedere că până acum se putea caza prezentând la cazare unul din trei documente, certificat de vaccinare sau testul negativ COVID sau o adeverință care să dovedească că a fost bolnav și s-a însănătoșit de COVID. Instanța i-a lăsat doar o singură opțiune și dacă ar fi să se extindă la toți studenții, aceasta ar conduce de fapt la obligarea universității să cazeze doar pe studenții care au trecut prin această boală COVID, ceea ce cred că este puțin ciudat.
conducerea instituției academice opinează că, în lipsa restricțiilor, în căminele studențești ar putea să apară focare de COVID-19. În principiu, însă, universitatea nu va comenta și nu comentează deciziile instanței. Ne vom, evident, apăra până la o decizie definitivă și sperăm să obținem o decizie logică și instanța să nu își preia toate responsabilitățile legate de asigurarea tuturor condițiilor de sănătate în cămine. Pentru că dacă vom ajunge să cazăm fără niciun fel de restricții, desigur există un risc ridicat de a apărea un focar, de a închide căminele și desigur, niciun student nu va fi câștigat din acest punct de vedere. Condițiile anticovid adoptate de Universitatea din Suceava pentru cazarea studenților în cămine au fost aprobate și de alte instituții academice din țară, cum ar fi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. 3 persoane au fost rănite joi seară într-un accident produs pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni. Accidentul a fost provocat de un șofer care nu s-a asigurat la manevra de schimbare a benzii de mers. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Accidentul rutier s-a produs joi seară în jurul orei 23 pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni. Un bărbat de 40 de ani, aflat la volanul unui autoturism Ford Puma, nu s-a asigurat corespunzător la schimbarea benzii de circulație de pe prima bandă pe banda a doua și a intrat în coliziune cu un autoturism BMW condus regulamentar pe banda a doua de un tânăr de 22 de ani. În urma impactului, autoturismul Ford Puma a fost proiectat pe sensul opus, peste scoarul dintre cele două sensuri de mers, unde a intrat în coliziune frontală cu un autoturism Ford condus regulamentar de un bărbat de 39 de ani. 3 persoane au fost rănite și au fost transportate la Spitalul Județean Suceava pentru investigații suplimentare și îngrijiri medicale. În urma testării cu aparatul etilotest, rezultatele au fost negative pentru toți cei 3 șoferi. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Un bărbat a fost grav rănit miercuri seară după ce a căzut într-o groapă de pe șantierul drumului județean 208A la Udești. Bărbatul a căzut cu fața în jos și un vârf de la plasa de fier i-a pătruns în zona ochiului drept. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Vă avertizez că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Accidentul s-a produs miercuri seară în jurul orei 21:30 pe marginea drumului județean 208A în localitatea Udești. Un bărbat aflat în stare de ebrietate care se deplasa pe trotuarul de pe marginea drumului s-a dezechilibrat și a căzut în șanț, moment în care un vârf de la plasa din fier i-a pătruns în zona ochiului drept. În zonă sunt executate lucrări de modernizare, iar la intersecția drumului județean cu drumul comunal spre cătunul Poiana Silionului este să un șanț în care este construită o rigolă, accesul pe drumul comunal făcându-se pe o porțiune de circa 3,5 metri. Zona este semnalizată cu balize reflectorizante și împrejmuită cu bandă albă-roșie din plastic, fiind iluminată. Un echipaj de descarcerare a tăiat plasa de fier în zona de contact cu victima. Bărbatul a fost preluat și transportat la Spitalul Județean Suceava, unde i s-a stabilit diagnosticul de traumatism craniofacial prin cădere de la înălțime. Din cauza leziunilor din zona feței, victima nu a putut fi testată cu aparatul etilotest. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Timp de 3 zile la Suceava au loc Zilele Culturii Polone. Evenimentul prilejuiește proiecții de filme, concert de muzică clasică, un simpozion științific și o expoziție dedicată Alianței Polono-Române în perioada interbelică. Zilele Culturii Polone din acest an au debutat pe 9 septembrie la Cetatea de Scaun a Sucevei cu deschiderea oficială și vernisajul expoziției Alianța Militară Polono-Română în perioada interbelică. Expoziția cuprinde 13 planșe care cronologic prezintă relațiile reciproce dintre cele două state care în perioada interbelică erau unite nu doar de granița comună, ci și de alianța strategică menită să asigure sprijinul vecinului în cazul unei agresiuni
din partea Uniunii Sovietice. Expoziția a fost pregătită de Institutul Polonez din București. Această expoziție care este expusă aici tot așa este continuatoare a ceea ce am făcut noi în iunie, dacă nu mă înșel, la Cârli Baba, unde iarăși am avut onoarea să avem ca oaspeți garda militară poloneză și română, unde a fost expoziție cu tehnică militară a polonezilor care staționează în Craiova. Vreau să mulțumesc oaspeților care au venit, vreau să-i mulțumesc doamnei inspector Cristina Albu, inspector pentru minorități de la Inspectoratul Școlar, vreau să-i mulțumesc doamnei director Maria Ucraineț de la Părtești de Sus, școala care este de centru, care aparține și Cacica și Solonețul Nou. Vreau să-i mulțumesc doamnei director de la Solonețul Nou, doamna Eugenia Ostrovski, doamnelor profesoare, nu le mai enumer aici, dar vă mulțumim pentru că sunteți aici și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc, așa cum a zis și doamna director Natalia Mosor, echipei de la Dom Polski care se află tot aici pentru toată grija și străduința pentru a organiza această zi frumoasă. După vernisaj, participanții au putut urmări concertul de muzică clasică în interpretarea duo-ului de chitară de la București, Duo Catarsis, Alexandra Petrișor și Dragoș Horghidan. În repertoriul lor se regăsesc creații ale lui Frederic Chopin, precum și muzică a compozitorilor români. Manifestările dedicate zilelor culturii polone continuă pe 11 și 12 septembrie cu proiecții de filme polone la Cinema Modern. În paralel va avea loc și simpozionul științific despre relațiile polono-române de-a lungul timpului în anul centenarului Alianței Militare Polono-Române, la care participă online istorici, lingviști, cercetători literari, etnografi, ai culturii din Polonia și România. Organizatorul Zilelor Culturii Polone este Uniunea Polonezilor din România, sprijinită de Institutul Polonez din București, Muzeul Național al Bucovinei, Primăria Municipiului Suceava și Cinematograful Modern din Suceava. Postul internațional Dorin Goian intenționează să înființeze în județul Suceava o școală de fotbal care să-i poarte numele. Posesor al licenței UEFA Pro Goe caută în acest moment un teren pe care să construiască o bază sportivă modernă. Chiar dacă a primit oferte din Liga 3-a, Dorin Goian ar accepta să mai antreneze doar la nivelul primelor două eșaloane. În paralel, fostul mare fundaș al Naționalei și-a propus să-și înființeze propria școală de fotbal. În ziua de astăzi, planuri mari nu prea poți să-ți faci. Aștept dacă e să apară vreo oportunitate de a antrena din nou ceva care să fie pe placul meu. De ce nu? Aș accepta cu mare drag. Liga 3-a, am spus pas pentru că am avut ceva oferte să merg la Liga 3-a. Am spus că mi-aș dori să mă aștept puțin, poate prin ceva la un nivel superior, măcar Liga 2-a. Și vedem ce va fi în viitor. Momentan nu activez nicăieri. Nu ascund faptul că mă gândesc din ce în ce mai mult să fac o școală de fotbal. Dorin Goian la Suceava. Sunt în căutare de un teren potrivit pentru a face o bază sportivă foarte, foarte ok. Dar vreau să o luăm așa pas cu pas, să nu mă grăbesc, pentru că
dacă va fi să fac ceva, vreau să fac ceva frumos aici la noi în zona la Suceava. Dorin Goian este dezamăgit de situația fotbalului sucevean și nu crede că vreuna dintre cele trei reprezentante ale județului Suceava în Liga a treia poate promova la finalul acestui sezon. Da, din păcate, la Suceava, cum a fost tot timpul, de altfel nu reușim să încropim o echipă bună, să facem o unire, să zic așa, a echipelor sucevene. Se pare că migrează jucătorii de la o echipă la alta, se amestecă, se împart și cred eu că asta nu este bine, pentru că de asemenea nu văd nicio echipă care să-și propună promovarea sau măcar să se apropie de obiectivul acesta. Dintre toate cele trei echipe, cred că Fălticeniu mi se pare echipa cea mai închegată, cea mai omogenă. Dar, în plus, va fi greu ca o echipă din Suceava să promoveze atât timp cât ne vom da cap în cap unii cu alții și ne vom împunge, va fi greu. Dar, știți cum e, noi ca suceveni, ca bucovineni, trebuie să gândim pozitiv și să sperăm că, la un moment dat, vom reuși măcar să promovăm măcar în Liga a doua, pentru că la fotbal, din păcate, suntem repetenți, județul Suceava. Nu s-a întâmplat nimic în ultimii ani. Se pare că se merge pe aceeași linie, pe aceeași strategie păguboasă. Nu se ia niciun fel de măsuri și, la urmă urmei, dacă măsurile nu vin, rezultatele sunt cele care sunt și, practic, perspective mai deloc. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, e jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina! Bine m-a regăsit! Neutru. Neutru. Stabilit de ieri, orice ar fi, neutru. Neutru. 13 septembrie, sperăm să fie zi cu noroc pentru toți copiii care încep școala. O să vedem și cum a început, asta tocmai luni. Până atunci, pregătirile sunt întoi, părinții disperați, cumpără rechizite, cum se cheamă, rezervă, aranjamente și buchete de flori și știm acum că... Acum taie coasa la florari. Bine, lor le taie mai tot timpul. Mai sunt evenimente, mai sunt... Da, nu. Dar acum cei care sunt cu adevărat talentați și aduc flori deosebite, cu atât mai mult. Luni o să taie coasa și la cei care nu sunt. Da, dar mă gândesc câte chitanțe se vor tăia luni. Pe măsura coasei. Iar nelipsit de la începutul anului școlar, primarul Ion Lungu merge și anul acesta tot la 10 școli. Păi da, dacă ar fi 10 primari... Da, se contrazice realesul. Că zicea, domnule, anul ăsta mai ușor, că e cu situația asta de criză, de pandemie și nu mă duc... Unde sunt careuri? Unde sunt? Și festivități. Păi și astea 10 nu sunt careuri, nu? Poate sunt festivități mai concentrate. Păi pare că o să fie careul la fiecare școală. O să vedem. Sau mini careul. Nu, așa un pic. La câteva în orașul, noi suntem neutri. Neutri. Astăzi. Deci în orașul cu mini zonă de agrement, care are mini teren de sport, mini teren de golf, mini iaz, mini bărci, mini bănci și așa mai departe. Și chiar și o mini lebădă. Și o mini lebădă. Avem și mini careuri la școală la inaugurare. Nu? Orașul mini. Și atunci e normal ca și copiii să meargă la școală cu mini ghiozdane, cu mini rechizite. Și cu mini jup. La liceu. La liceu, evident. Bine că acum suntem vis-a-vis de un celebru liceu din Suceava, de Colegiul Național Petru Rareș. Și o să vedem de la balcon de aici, unde avem sediul, toată această defilare de mini jup. Făceați voi cu rechizitele pe aici? Dar anul acesta, chiar uite, dacă toate deschid subiectul, tot alături de Salvați Copiii, vom face campania de colectă de ghiozdane cu rechizite după începutul anului școlar. Și le vom direcționa către o comunitate pe care cei de la Salvați Copiii ne-o vor propune. Păi astăzi discutam, am fost la mine Brândușa Biale, care lucrează la Direcția pentru Protecția Copilului de ani și ani de zile și știe situația, și discutam și despre acțiunile acestea caritabile. A spus că din nefericire uneori cei prea mult strică, știi?
și foarte multe ajutoare ajungeau în același loc, dacă nu există o coordonare, gen colaborez cu Salvați Copii, ei cu Direcția știu, pentru Protecția pentru Copilului. Că ei colaborează la rândul lor cu așa, Protecția păi, Copilului. Că nu e normal să meargă 10 perechi de papuci, 10 ghiozdane la o singură familie, dai și la sigur. Și a spus că a deranjat-o foarte mult faptul că au mai fost cazuri în care strigau părinți, dar ce mi-ai adus, dar vină și dăm, care s-au învățat să primească. Știi? Nu e bun nici exagerat să fie. La noi condiția știi? Principală e ca cei mici să urmeze cursuri, să meargă cu adevărat la școală, nu doar că provin dintr-o familie nevoioasă, da. Condiția evident. Strictă e să meargă la școală. Revenind la primar, dintre cele 10 școli, grădinițele care participă, o să le enumăr repede, Colegiul Național Petru Rareș, Spiru Haret, Mihai Eminescu, Natanael, Filadelfia, școlile 3, 4, 6, 11 și grădinița Țândărică. Trei dintre aceste obiective pe care au le va vizita și niște inaugurări. Care grădinița la școala 6 în școlii Bugen, 6, da? Bugen Sat, o sală de la gimnastică Spiru la Spiru Haret. Uite, le știu. Și Luvru. Cum? Și Luvrul de la Colegiul Național Petru Rareș. Dar de ce zici Luvru? Așa arată cupola aceea ca la Luvru în Paris. Mă rog, e inspirată de acolo. Asta. Un mini Luvru. Acum, dacă ești vecin aici cu Petru Rareș, ce faci? Te pui bine cu colegii sau ce? Na, eu sunt absolventă. Elevă, da. Așa că nu mai e nevoie. Eu semi-absolvent. Câți ani? Sunt mini-absolvent, doi. Și doi la Ștefan, da? Doi prin alte părți. În alte părți. Două, trei locuri. Asta e cu începutul anului școlar. O să vedem luni exact cum care a fost minicareul și unde s-a ținut lumea de cuvânt. Pentru începutul anului universitar, evident, există pregătiri în ceea ce privește venirea viitorilor studenți sau studenților la căminele universității și un proces care a ajuns la tribunal. Un student a dat în judecată universitatea din cauza condițiilor de cazare în cămin. Nu că e apă caldă, că sunt două paturi în cameră, că... Nu din cauza asta. Din păi cauza să nu-l lași repetent? Sorin. Ce? Asta e că-s neutroaz. Știi chestiunile astea, dar ce să facă? Să zică doamna sau domnul judecător, ce să facă? Hai, vină tu și fă. Hai, vine, ia, dă jos roba aia, așa, și vină tu și spune cum să fac. Hai, zi-mi. Cum vrei să ții situația sub control? Că e de ales, adică n-a spus, domnule, dacă nu te-ai vaccinat. Evident, cine vrea să vaccineze? Bine, cine nu, e treaba lui. Deci nu e o chestiune de drepturi cetățenești încălcate. Păi nu, ai și cu PCR, dar vină tu, doamna judecător sau domnul judecător, vină tu și rezolvă tu problema. Bine, sigur, există cale de recurs, universitatea a anunțat deja. Bun, normal că este, la asta. Când nu ne gândim așa un pic, adică dincolo de ce scrie în lege, că legea aia probabil că scrie așa în litera ei una, în spiritul ei. Nu, dar statul de drept la noi pe care îl cântă ăștia în articole, îl cântă politicienii așa, statul ăsta de drept nu știu cum să zic, dar uneori dă niște rateuri așa. Bun, trecând peste faptul că instituțiile astea, adică instanțele și procurorii la un anumit nivel fac jocuri politice grosolane. Deși, dar și chestiunile astea care cine țin poate sancționa? De viață, nimeni. Nu, lipsa răspunderii magistraților. Nu, dar ei sunt Dumnezei pe pământ. Continuarea nu pot să o dau. Pentru că sunt neutru. Nu, dar te gândești așa, pune-te în locul ăla de la universitate. Că acolo, când s-a luat decizia asta cu și. Sau. Erau vreo 15 sau cât sunt în Senat. Nu? Adică atâta lume. Printre care Mihai Dimian, care s-a ocupat cu chestiunea asta de când a izbucnit criza sanitară. Printre care, dau un exemplu, că nu numai el, dar el e vârful. Și adică, ăia nu știu, 15, 16, 17. Și, cu siguranță, s-au consultat și cu alte universități din țară, cu rectorii și prorectorii și altor universități. S-au mai uitat și ce fac alții în lume. Ei mai știu și niște limbi străine și mai citesc. Nu, da, s-au mai consultat, știi? Colegilor din străinătate. Dacă azi am promis că sunt neutru, te rog, închide subiectul aici. Și ne mutăm la sport, unde, probabil după modelul Gheorghe Hagi, nu? Dorin Goian intenționează bine, să... Bine, că și Gheorghe Hagi a luat modelul de alții, că n-a inventat el. Foști mari fotbaliști care și-au făcut școli. Dar e, să zicem, un model de succes la noi în țară, Academia Hagi. Da, e de succes pentru intern, adică pentru producție intern.
ca și cum, adică faci niște, nu știu, zic, niște curele de ceas. Alea nu se le ia niciodată o fabrică de ceasuri din, sau poate dacă îți dau aia comandă, ți le-au, dar faci tu de capul tău o fabrică de ceasuri din Elveția și le vinzi în țară. Așa și cu jucătorii făcuți la noi. Ei sunt numai pentru uz intern. Când ești cu ei afară, i-a duci înapoi după o vreme. Cu rare, rare excepții. Dar nu producem noi fotbaliști pentru marile echipe, pentru micile echipe. Dar măcar produci ceva. Ceea ce a făcut Gică Hagi este de aplaudat și de felicitat, pentru că ia niște tineri, chiar dacă aceștia nu ajung mari fotbaliști, dar îi educă într-un fel. Acolo fac și școală, învață să se comporte. Să vorbească, am văzut fotbaliști care știu să vorbească mai nou. Da, s-au schimbat, s-au schimbat lucrurile de mult. Nu mai e ca înainte, E, I, O, U. No, lucrurile sunt... Se opreau la și chiar cei că zici că ascultă manele. Da, ascultă manele, așa, dar știu altfel să vorbească. Lucrurile au evoluat și pe vremuri erau și atunci oameni care știau să vorbească. Lumea era, că zicea, e sportiv, nu-l duce capul. Nu este așa. Și multe domnișoare care cu aere de vedetă am citit fel de fel de povești, care fugeau de sportivi, vai nu, că sportivii sunt neciopliți, nu așa, și după aia au făcut nu știu câți copii, s-au măritat și sunt foarte fericite și iubesc soții și așa. Și idei preconcepute, că dacă ești sportiv, gata, ești. Eu mă mai uit așa cum râd de râdui, de Gică Hagi. Dar de ce de râs acolo? Că mă le mai zice el așa, că să fie bine, să fie rău. Bine, ai, n-ai mingea, dai la poartă, nu? Puțul gândirii, nu asta, nu e ale. Din puțul gândirii. Da, ăia de râd de pe margine, ce au făcut în viața lor? Adică în domeniul în care activează. Gică Hagi ar putea să fie analfabet total, să nu știe să scrie, să nu știe să vorbească deloc, să fie anan. Pentru ce a făcut ca fotbalist, tu nici nu... Despre ce vorbim? Că dacă te duci acum prin lumea asta largă, în lumea asta largă știe lumea despre tine, de cine știe? De, ca țară. Păi știe de Nadia Comăneci, de Ilie Năstase, alții de care deau că nu știu ce a făcut el. Aparna. Deci omul ăsta care a fost locul 1 mondial, primul număr 1 mondial la tenis. Așa și Gică Hagi. Și mai nou Simona Halep. Simona Halep, așa mai nou. Dar rest, și noi râdem, noi toți suntem deștepți, știm toți. Adică pe scurt, toți din sport. Toți, da, toți suntem foarte deștepți și râdem de Gică Hagi. Dar omul ăsta a făcut ceva, a lăsat urme și lasă în continuare urme. Numai faptul, să nu fi fost mare fotbalist, foarte mare fotbalist, dar numai faptul că a creat această școală unde copiii capătă noțiuni, adică fac și școală și capătă și noțiuni de cum să te comporți în viață, este foarte mult. Ăia de râde pe margine, ei câte școli au făcut să crească copiii, nu ai lor, ai altora, să educe generații întregi, câte de stau și râd, așa, în fine. Va fi atractivă, ești neutru, da. Școala lui Dorin Goian va fi atractivă pentru tineri? Dar cum să nu fie atractivă? Dar e un bun prilej acum pentru Consiliul Județean Suceava să se evidențieze. Ia uzi. Păi, cam cum? Păi că e foarte simplu, că a zis Dorin că își caută un teren unde să facă școala asta. Păi ia și cu pleastă, vină și tu Consiliul Județean. Nu avem zona metropolitană, nu am găsit în toată zona asta metropolitană? Nu, dar acum a zis Dorin că în județul Suceava vrea să îi dea în plan. În zona metropolitană nu găsești, pentru că în zona metropolitană, fie scuzată ieșirea din neutralitate, tot guțerul care a făcut bani construiește. E antreprenor, așa se numește. Deci el nu e un guțer cu bani care face case de neam prost, care sunt urâte, hidoase, înghesuite unele în altele să câștige bani, dar dacă are cui să le dea... Deci ei nu sunt niște guțeri cu bani care vor să facă și mai mulți bani, urățind zone întregi. Ei sunt antreprenori. Și vin antreprenorii și construiesc. Înțelegi? Nu mai e loc. Nu mai e loc de... Păi dacă... Centru... De bază nu, sportivă. Construiesc antreprenori. Dacă tot o să avem bază sportivă la sala polivalentă cu terenuri mini UEFA. Dar tu ți-ai propus să mă scoți din neutralitate, azi lasă-mă, Cătălino, cu din astea, cu mini UEFA și cu lasă. Deci, Consiliul de revenind, Consiliul Județean, știi că aveam, doamne, că fă-mă niște terenuri de antrenament să vină Bayern München, să se pregătească, sau măcar Ascoli. Așa.
să se cupleze, uite, să-i spună Dorin Goian. Dorin, uite, venim noi cu terenul. Unde? Pe platforma de la Mestecăniș? Pe terasa de la Consiliul Județean? Nu, de la Palatul Administrativ? Nu, dar în județ, la Sucevița, așa, pe la marginea, pe acolo, pe la Putna, pe undeva, pe unde încă n-au ajuns antreprenorii. Cei rezidențiali. Da, până face Consiliul Județean drumul Mătăsii sau al cui, nu, că la Mătăsii e altceva, e în altă lume, drumul lemnului, nu, ăla e în altă, drumul laptelui, drumul mănăstirilor ăla, Putna cu Sucevița, Moldovița, să facă niște terenuri și să spună, Dorin, uite, ne băgăm și noi, uite, noi punem la dispoziție terenul, spor la treabă, nu avem nicio pretenție, așa, dar crește niște copii, fă și tu o școală ca Gică Hagi, hai că, uite, ne implicăm, vorbim și la inspectoratul școlar să facem cum e centrul de excelență, unde e doamna Scutaru, că s-a reînființat centrul de excelență. Uite, la Casa Corpului Didactic. Ala în câmp. Uite, ala în câmp, da. Venim, vorbim cu profesori care să vină și să facă, să le predea copiilor și aducem copiii și de la Horodnic, și de la Moldovița, și de la Broșteni, și de la Vatra Donei, pe care tu, Dorine, îi vezi cu ochiul tău de meseriaș. Noi, uite, aducem profesori și școlim. Uite, facem bucătărie acolo unde elevii fac practică de la economic, de la alimentar, fac practică acolo, fac mâncare pentru ei și, uite, contribuim și noi cu ceva. Și ar fi frumos. Dar nu se va întâmpla asta niciodată. Cumva neutralitatea asta ta dar e nu se va întâmpla plină niciodată. De optimism. Nu, păi ai văzut. Cum ai încheiat? Ți-am dat cu idealul. Optimism și acum ți-a zis că nu se va întâmpla. Deci, avem plus unu. Minus unu, neutru. Alb. Mulțumesc pentru această discuție, Sorin. Doamnelor și domnilor, știrile continuă. Foresta Suceava va disputa la sfârșitul acestei săptămâni primul meci pe teren propriu în noul sezon al Ligii a III-a. Galben-verzii vor înfrunta CSM Bacău sâmbătă începând cu ora 17. După o pauză de mai bine de un an și jumătate, accesul spectatorilor va fi permis pe stadionul Arenii. La prima apariție stadională în fața propriilor suporteri, Foresta nu va putea conta pe portarul Alexandru Tătaru, care s-a accidentat grav în meciul cu Dante Dorohoi. Tot sâmbătă, de la ora 17, pe stadionul municipal din Rădăuți, se vor întâlni Bucovina Rădăuți și Ceahlăul Piatra Neamț, două dintre echipele care au acumulat punctaj maxim în primele două etape. Antrenorul gazdelor, Florin Cristescu, nu va putea miza pe fundașii centrali Mugurel Florescu și Paul Mateciuc. Neînvinsă în cele șase meciuri oficiale disputate de la startul actualului sezon, Șomus Fălticeni primește sâmbătă de la ora 17 pe stadionul Constantin Jamaischi vizita echipei CSM Pașcani. Vasile Dănilă este singurul jucător incert din lotul lui Iulian Ionesi. În cadrul etapei a treia, în seria 1 din Liga a treia, mai sunt programate meciurile Știința Miroslava Sporting Vaslui și Hușana Huș Dante Botoșani. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! La noapte cerul va fi mai mult senin în toată regiunea. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime puțin mai ridicate față de cele din nopțile precedente se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius. În weekend vom avea parte de vreme frumoasă și de soare. Cerul va fi variabil, mai mult senin în toată regiunea, atât sâmbătă cât și duminică. Doar la Roman cerul va fi mai mult noros. Vântul va sufla slab până la moderat. Precipitațiile nu își vor face simțită prezența, potrivit meteorologilor. Temperaturile maxime se vor încadra în weekend între 21 și 26 de grade Celsius. Cel mai plăcut va fi la Botoșani. A
apărut un nou focar de COVID-19. De această dată este afectat un centru de dializă din municipiul Suceava. Au fost diagnosticați 8 pacienți, dintre care 3 au mai trecut prin boală. Probleme sunt și la Colegiul Eudoxiu Hurmuzache, unde 2 profesori au fost depistați cu noul coronavirus. Din precauție, conducerea școlii a decis să organizeze diferențiat festivitatea de deschidere a anului școlar. 3 persoane au fost rănite joi seară într-un accident produs pe strada Sucevei din municipiul Fălticeni. Accidentul a fost provocat de un șofer care nu s-a asigurat la manevra de schimbare a benzii de mers. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Un bărbat a fost rănit grav miercuri seară după ce a căzut într-o groapă de pe șantierul drumului județean 208 la Udești. Bărbatul a căzut cu fața în jos și un vârf de plasă de fier i-a pătruns în zona ochiului drept. Polițiștii au deschis un dosar penal și fac cercetări pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. Vă avertizăm că urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Tribunalul Suceava a anulat în parte hotărârea Senatului Universității Ștefan cel Mare, care îi obliga pe studenți să prezinte dovada vaccinării sau rezultatul unui test PCR negativ la cazarea în cămine. Decizia magistraților nu este definitivă, iar conducerea instituției academice a anunțat deja că va face recurs. Universitatea Suceveană a fost dată în judecată de un student. Luni, pe 13 septembrie, începe școala și părinții sunt de ceva vreme în febra cumpărăturilor pentru acest eveniment important. Cum timpul înseamnă bani și mulți stau prost la ambele capitole, am mers într-o librărie să aflăm pentru cei interesați care este necesarul minim de rechizite și cam cât costă un ghiozdan echipat în varianta de bază. Ne-am interesat în special pentru cei care au de pregătit pentru prima dată ghiozdanul, adică pentru un elev de clasă pregătitoare. Atunci când îți dorești să marchezi într-un mod special prima zi de școală a celor mici, să impresionezi sau să faci un gest plin de recunoștință pentru cei care le vor îndruma pașii, florile sunt cele care te vor scoate din impas. Important este să fie proaspete și combinate de floriști care să le cunoască simbolistica și semnificația, astfel încât gestul tău să fie cu adevărat apreciat. Acum florăriile care se respectă sunt întoi cu aprovizionarea pentru prima zi de școală. Pentru telespectatorii noștri care vor să ofere flori cu adevărat deosebite, floriștii ne-au făcut nu una, ci 2 propuneri don cu sezonul și cu evenimentul. Timp de 3 zile la Suceava au loc Zilele Culturii Polune. Evenimentul prilejuiește proiecții de filme, concert de muzică clasică, un simpozion științific și o expoziție dedicată Alianței Polono-Române în perioada interbelică. Postul internațional Dorin Goian intenționează să înființeze în județul Suceava o școală de fotbal care să-i poarte numele. Posesor al licenței UEFA Pro, Goie caută în acest moment un teren pe care să construiască o bază sportivă modernă. Forța Suceava va disputa la sfârșitul acestei săptămâni primul meci pe teren propriu din noul sezon al Ligii a 3-a. Galben-verzii vor înfrunta CSM Bacău sâmbătă, începând cu ora 17. După o pauză de mai bine de un an și jumătate, accesul spectatorilor va fi permis pe stadionul Arenei.